La ultima conferință de presă susținută de conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman, aflat atunci în plin proces de pregătire a semnării noului contract cadru de sănătate. Aceasta declara că se așteaptă semnarea documentului. Ca urmare, sumele primite de la Casa Județeană de Sănătate Neamț au fost modificate față de anul 2016, ținând cont de faptul că s-au modificat și tarifele pe caz rezolvat. Tarifele pe cazuri. Depinde de diagnostice. Sunt diagnostice unde s-a menținut suma, sunt diagnostice unde au scăzut sau chiar s-au mărit. Noi vom ști exact la aproape de când ne vor chema să negociem. Atunci vom ști exact dacă în per total s-a diminuat sau nu suma în contractul cu casa pe spitalizare de zi. Conducerea Spitalului Roman așteaptă ca prin noul contract să se primească sume suplimentare pentru serviciile contractate anul acesta și pentru laboratorul de imagistică medicală. Conducerea unității sanitare este mulțumită de faptul că la Roman durata medie de spitalizare s-a redus și că se vor obține sume mai mari pe spitalizarea continuă. Pentru radiologie și sperăm noi o sumă mai bună față de anul trecut, întrucât comparativ cu anul trecut ICM-ul față de anul trecut a crescut, iar durata medie de spitalizare s-a diminuat, ceea ce va duce la o contractare pe externări, pe foi continui mai multe. Având mai multe externări, de aici și banii sunt mai mulți, așa sperăm. Conform site-ului Casei Județene de Asigurări de Sănătate Neamț, care a publicat în 30 martie un document cu valorile contractate, repartizarea sumelor pentru 2017 se va face pe sume alocate pentru bolnavii cronici și altele pentru bolnavii acuți în cadrul regimului de spitalizare continuă. Spitalul Județean Neamț va avea alocată suma de aproape 4.800.000 de lei pentru bolnavii acuți. La Roman, pentru aceeași categorie, se vor aloca în 2017 puțin peste 3 milioane de lei. La Târgu Neamț, Spitalul Rășenesc va primi pentru bolnavii acuți suma de 957.000 de lei, iar Spitalul TBC de la Bisericani 155.300 de lei, tot pentru acuți. Spitalul de la Bicaz are la acest capitol și cea mai mică sumă contractată pentru bolnavi acuți, respectiv 82.000 de lei. Contractele cadru pentru servicii de sănătate vor intra în vigoare de la 1 aprilie 2017.